Bună, dragii mei, infinit și bine ați venit, revenit pe canalul meu de YouTube, Infinitul Violet. Suntem așa într-o atmosferă cozy, la Hotel Yaki, Mamaia, și m-am gândit să fac un clip util pentru voi și să vorbesc despre depresia de ianuarie sau January Blues, se mai numește ea, și poate vă va fi util. Și eu am trecut cândva prin această depresie și nu prea am știut să o gestionez pe atunci. Nu aveam informațiile pe care le dețin acum și știu acum exact despre ce este vorba. Ce este această depresie de ianuarie? Este acea stare care ne duce în apatie, într-o lipsă de interes și motivația noastră, și ne cam frânează așa, nu ne lasă să accelerăm către proiectele sau către scopurile pe care le-am pus la începutul anului. Dar e o depresie ușoară, nu e o depresie majoră și peste care se poate trece dacă o gestionăm corect. Și mai exact o să vedem ce putem face, care sunt soluțiile pe care le avem la îndemână. De ce apare această depresie? Unul din factori ar fi dezechilibrul, bineînțeles, acela al neurotransmițătorilor, dar mai mult decât atât, și vremea pare să nu fie prietenoasă, în sensul că sunt poate zilele acelea mai reci, mai înghețate, sau erau odată, că acum nu putem vorbi chiar despre acest lucru, dar vorbim totuși de faptul că zilele sunt scurte și nu beneficiem îndeajuns de lumina naturală și de vitamina D. Și acest lucru afectează, se pare, și sistemul nervos. Și practic ne simțim așa moleșiți, fără chef, am vrea să petrecem mai mult timp stând în pat sau stând acasă, ceea ce nu este neapărat un lucru benefic pentru noi. De aceea sunt și câteva soluții la îndemână. Și una ar fi sportul. Da? Sportul te ajută, te ajută să fabrici acei neurotransmițători care dau starea de bine. Vorbim aici de oxitocină, de serotonină. Da? Deci, dacă faci sport, dacă alergi, dacă te plimbi în aer liber, este perfect ok. Apoi, de asemenea, un lucru important este să dormi cât trebuie și mai ales somnul de noapte este important, să fie undeva la 7-8 ore. Acesta este un somn sănătos, să te culci în fiecare seară la aceeași oră. Să nu depășești ora 11, că e o prostie să stai până la 12-1. Cineva spunea, culcă-te la ora 9, te trezești la ora 9. Culcă-te la ora 8, te trezești la ora 8. Culcă-te la ora 10, te trezești la ora 10. E bun acest somn, dar e pentru copii. Noi, ca și adulți, avem nevoie de vreo 7 ore de somn ca să funcționăm bine și normal. Și culcă-te înainte de 11 și trezește-te dimineața, fă-ți un duș și mergi în viață. De asemenea, menține o atitudine pozitivă și prin gânduri pozitive și prin afirmații pozitive. Poți citi lui Hay afirmații pozitive, de exemplu, și te ajută astfel să ai o minte suplă și flexibilă. De asemenea, poți să meditezi, să pui un covoraj din acela yoga mat și să pui o muzică liniștitoare. Ajută de asemenea să asculți muzică și să vezi cum muzica îți crește astfel o stare de bine, mai ales dacă ne raportăm la muzica clasică. Deci soluții la îndemână sunt. Psihologul american Cliff Arnold are și o teorie, se numește teoria Blue Monday sau Lunea Tristă, care a apărut în 2005, când psihologul a creat formula matematică elaborată pentru a calcula cea mai îngrozitoare zi a anului și a ajuns la concluzia că a treia săptămână din an este 21 ianuarie. Și atunci avem, așa, e cea mai tristă zi din an.
Psihologul a luat în considerare condițiile meteo, cum spuneam și eu mai înainte, din această perioadă, de asemenea facturile la utilități, datoriile, nivelul motivațional, care este unul scăzut, sărbătorile de iarnă, faptul că mulți oameni urăsc zilele de luni. Nu trebuie să le urăm, este o zi în care noi trebuie să mergem cu un anumit tip de energie și dacă păstrăm energia de weekend, atunci e benefic pentru noi toți. Fă-ți planuri de vacanță. E un lucru bun. E luna ianuarie, poți beneficia de unele reduceri. Fă-ți un plan și ia-ți două zile undeva la mare, la munte, simte-te bine. De asemenea, îmbracă-te, pentru că acest lucru îți creează un confort. Poți pune șosețele de lână în picioare și te simți deja mai bine dacă ești acasă și ești în mediul tău cozy. Sau poți folosi un șal dacă ești la servici, un șal de cașmir te va încălzi și îți va da acea stare de bună dispoziție și un vibe care se schimbă. De asemenea, ce mai putem face este să ne luăm pauză. Deci atunci când nu mai putem, nu dăm înainte cu accelerația și ajungem în burnout. Nu, luăm o pauză, o mică fiestă, fie că suntem la servici, un pic de detașare, mergi către fereastră și uită-te pe geam, vezi ce vezi, ia-ți și un ceai și totul va fi perfect. De asemenea, socializează. Socializează, vorbește cu ceilalți, vorbește despre depresia ta de ianuarie, spune, nu mă simt prea bine, ce aș putea să fac? Cei din jur cu siguranță te vor ajuta. De asemenea, verifică alte locuri pe care vrei să le vizitezi și fă-ți așa un jurnal, un preview al locurilor pe care vrei să le vezi în acel an. Schimbă cafeaua cu băuturi mult mai energizante, ca de exemplu un ceai verde care îți dă și energie și te ajută și în detoxifiere. Este perfect să-l bei și să te culcușești așa cu o ceașcă de ceai fierbinte. S-ar putea ca și cafeaua să nu meargă. La mine, de exemplu, zilele acestea, nu știu, cafeaua a mers efectiv împiedicat. Am băut-o, dar n-am avut așa o satisfacție. Cred că voi lua un ceai verde. Mai departe, ai grijă de sistemul tău imunitar, pentru că și el trebuie să fie într-un echilibru. Este vorba atât de sistem imunitar fizic, cât și de sistemul imunitar psihic, care este la fel important. Cum e importantă sănătatea fizică a noastră, este importantă și sănătatea mentală. Și mai exact ce avem de făcut ca să ținem acest sistem imunitar, psihic și fizic într-un echilibru, este să încercăm să ținem un jurnal și să ne creăm așa starea de bine, de asemenea să ținem un jurnal alimentar, să încercăm să contracarăm excesele pe care poate le-am făcut în luna decembrie, să avem o dietă de viață mai light pe toate planurile și bogată în nutrienți, să nu lipsească nutrienții, să încercăm să ne creăm starea de bine prin pasiunile pe care le avem și pe care poate nu le cunoaștem, să încercăm să descoperim ceva, fie că e vorba de dans, poate ne ajută, fie că e vorba de pictură, fie că e vorba de fotografie, de, nu știu, de orice ar putea fi pe partea aceasta creativă. De asemenea, ne ajută mult să încercăm să ne luăm aportul de vitamina C, zinc și magneziu, acestea sunt pentru sistemul psihic. De asemenea, este important să avem o dietă bogată în aceste vitamine și chiar să apelăm și la unele vitamine de sinteză, pentru că acestea se sedimentează mult mai ușor în organismul nostru. Bun, cam acesta este clipulețul de astăzi. Până data viitoare, stați sănătoși! Stați sănătoși și începeți acest an cu energie, cu sănătate, cu vibe așa pus pe treabă și motivat, iar dacă nu le aveți pe toate acestea, încercați să luați lucrurile pas cu pas și să manageriați fiecare starea voastră, pentru că e în avantajul vostru. Iar
Dacă nu, puteți apela și la specialiști. Psihologii sunt aliații voștri în depresia de ianuarie, care nu e o depresie, nu e un tip de depresie greu de depășit. Până data viitoare, be happy, be bright, be you.